Nouă paramedici de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani au fost detașați temporar pentru a-și desfășura activitatea la ISU Suceava. Aceștia vin în sprijinul colegilor care se confruntă cu un mare deficit de personal pe fondul îmbolnăvirii cu noul coronavirus. Purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani, Dorina Lupu, a precizat că măsura a fost luată ca urmare a deficitului de personal de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava. Paramedicii vor încadra ambulanțele SMURD din rezervă operativă a ISU Suceava. În baza unei decizii a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, s-au deplasat pompieri din județul Botoșani alături de alți colegi din cadrul ISU din județul Bistrița-Năsăud. Pompierii din cele două județe vor sprijini activitatea paramedicilor din Suceava.